În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, un obicei tradițional specific poporului român este reprezentat de sacrificarea porcului pentru asigurarea cărnii și a preparatelor din carne de porc necesare în gospodăria individuală. Este perioada din an când crește comercializarea și consumul de alimente de origine animală, iar pentru a preveni situațiile neplăcute, la nivelul Direcției Județene Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor au fost constituite echipe mixte intrainstituționale și interinstituționale, împreună cu inspector de la Direcția de Sănătate Publică Mureș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție, aceștia împreună intensifică controalele în teritoriu. Efectuăm controale suplimentare față de cele pe care le avem stabilite în planul nostru de obicei și facem controale în teritoriu, în mod special în unitățile de alimentație publică, târguri, piațe agroalimentare, unități de vânzare cu amănuntul, carmangerii, măcelării, supermarketuri, hipermarketuri, în toate unitățile care prezintă risc privind sănătatea publică. Pentru a preveni îmbolnăvirea populației consumatoare de carne și preparate derivate, după sacrificarea porcilor domestici sau vânatul sălbatic, proprietarul sau consumatorul are obligația să solicite medicului veterinar examinarea cărnii, în special pentru diagnosticul trichinelozei. Să apeleze la medicii veterinari pentru a efectua examenul trichineloscopic și pentru a verifica dacă animalul sacrificat este bun pentru consum uman. În acest sens, s-a dispus permanent atât la sediul Direcției Sanitare Veterinare, cât și la sediile circumscripțiilor sanitare veterinare pentru siguranța alimentelor. Pentru ca tradiția tăierii porcului de Crăciun să-și continue cursul în cadrul legal și pentru a preveni apariția unor situații neplăcute, crescătorii de porcine, comercianții de carne de porc și consumatorii de astfel de produse sunt atenționați că au obligația să respecte normele sanitar-veterinare prevăzute în legislația Uniunii Europene, implementate în legislația națională. Mai trebuie să știm că în această perioadă cabinetele veterinare și-au prelungit programul de lucru, iar sacrificarea animalelor se face doar în abatoare autorizate sanitar-veterinar. Sacrificarea animalelor se efectuează doar în abatoare autorizate sanitar-veterinar. În municipiul Reghin există un abator autorizat sanitar-veterinar care este sub supraveghere permanentă sanitară-veterinară. De asemenea, examenul trichineloscopic se efectuează la orice cabinet medical veterinar și la circumscripția pentru siguranța alimentelor din municipiul Reghin. De asemenea, în această perioadă se are în vedere supravegherea sanitar-veterinară și sunt efectuate controle în mod special în zonele turistice, în Sovata, Sighișoara, Valea Mureșului, acolo unde există un aflux mare de turiști.